Deputatul Florian Nicolae i-a primit vineri seară la cabinetul parlamentar pe mai mulți reprezentanți ai societății civile din Giurgiu, în mare majoritate cadre didactice. Cu acest prilej s-a discutat în special despre sistemul educațional, dar și despre probleme legate de proiecte transfrontaliere sau de proiecte pentru dezvoltarea turismului. Sunt deosebit de onorat că dumneavoastră ați reușit în aceste clipe să vă rupeți din timpul dumneavoastră să discutați probleme de educație și de organizare a educației în municipiul Giurgiu, pentru că nu neapărat trebuie să ne gândim la politică, cât trebuie să ne gândim la copiii noștri, gândim la colegii noștri dascălii care trebuie să fie motivați pentru a face treabă în sistemul de învățământ. Vrem să ieșim din zona întunecată a clasamentului și educațional și de sănătate și al mediului de afacere, a nivelului de trai și să ne ducem într-o zonă competitivă, să ne ducem într-o zonă dorită de cât mai mulți giurgiuveni. Eu vă urez succes la tot ceea ce întreprindeți dumneavoastră. Vă asigur că voi sta în demnitatea mea de parlamentar al României, lângă interesele orașului și lângă proiectele dumneavoastră. Voi ține cont de aceste proiecte și vreau să, ca dumneavoastră, să fiți reprezentați corespunzător în Parlamentul României, în Camera Deputaților. Am luat la cunoștință de tot ceea ce domniile voastre doriți să implementați la Giurgiu și în educația românească. Sunt de acord și voi susține și voi sprijini toate inițiativele domniilor voastre. Sunt reprezentant ai societății civile și salut aici prezența societății civile și sunt convins că autoritatea locală, nu, autoritatea publică locală va reuși în demersurile sale numai și numai dacă va conlucra cu societatea civilă. Eu sunt convins că numai așa se vor putea rezolva lucrurile la nivelul învățământului giurgiuvean, numai conlucrând cu societatea civilă, fiindcă revigorarea învățământului giurgiuvean cred că este o chestiune de durată. Este o chestiune de durată pe care o vom putea rezolva numai dacă ne vom implica cu toții, dacă vom îndrăzni, dacă vom veni cu inițiative, cu proiecte, să dezvoltăm cultura, să dezvoltăm turismul, să schimbăm, eu știu, fața orașului, să venim cu inițiative chiar în domeniul economic, fiindcă eu consider că principala cauză care a dus la locul pe care îl ocupăm la examenele naționale este sărăcia. Eu aici sunt într-adevăr reprezentant al societății civile. Am răspuns de fiecare dată când am fost întrebată de reprezentanți ai oricărei instituții și ai oricărui partid politic. Nu am ținut cont de coloratura politică și nici de simpatii și antipatii personale. Asta e foarte important, pentru că după această campanie electorală vom fi tot aceiași cetățeni care ne cunoaștem unii cu alții, care vom colabora unii cu alții și colaborând sperăm că vom face ca lucrurile să meargă mai bine. Deputatul Florian Nicolae le-a relatat participanților la reuniune și despre un proiect extrem de important pentru economia giurgiuveană. Încercăm să atragem la Giurgiu un combinat, o oțelărie, un combinat siderurgic cu alimentare cu energie electrică, consum de energie electrică, o topitorie în vid, cu tehnologie de jet de plasmă, turnatere prin jet de plasmă, prin care să se produsul finit să fie șine de cale ferată pentru trenuri de mare viteză. Se dorește, asta este o tehnologie nu din Uniunea Europeană, este o tehnologie sud-coreană, un concern sud-corean dorește treaba asta, cu investiții americane. Nu eu sunt implicat, eu doar am avut, să zic așa, onoarea să întâlnesc pe holurile Parlamentului acești investitori și am intrat la foarte multe comisii, Comisia Economică, la foarte multe ministere, dar dacă s-a schimbat guvernarea în toamnă, automat a trebuit să reia o serie de proceduri, pentru că este vorba de o investiție de peste 280 de milioane de euro. Printre comisia asta care caută implementarea unei astfel de fabrici,
am găsit un giurgiuveanu. Și am fost deosebit de onorat că m-a ascultat și a adus pe toți specialiștii de lângă domnia sa, inclusiv din Coreea, din Coreea de Sud, i-a adus la Giurgiu, am identificat terenul. Este vorba de fosta platformă chimică 1 sau CT-ul din Balt. Acolo, în zona respectivă, se va petrece acest minunat proiect. De ce acolo? Pentru că se doresc să aibă și acces la port de mărfuri la fluviul Dunăre. Pentru că unele din produsele, eu știu, de bază, de consum, le aduc din, materia primă o aduc din alte părți și produsele finite nu numai pentru România. Este o fabrică care dorește să dezvolte aceste transporturi rutiere feroviare la nivel european și nu numai. Utilizarea oportunităților geografice și culturale pentru dezvoltarea comunității giurgiuvene a fost de asemenea subiect de discuție în cadrul reuniunii de vineri seară. În această strategie am făcut și două trasee turistice pentru județul Giurgiu, care s-ar dovedi posibile de realizat din trasee de doar de o zi, care urmează configurația anumitor monumente aflate pe teritoriul județului. Am făcut personal aceste trasee, deci știu care ar fi regimul lor de vizitare, ce ar trebui să știe un ghid turistic care ar însoți turiștii. Și firește, un lucru de care m-a interesat și iarăși în care am fost implicat din partea societății civile, ca să zic așa, a fost soarta rezervației naturale Comana. Sunt președintele Asociației Muzeelor și Colecțiilor Școlare din România. Majoritatea membrilor sunt, firește, profesori de istorie, geografie, socio-umane, muzeograf, membru fondator este și domnul muzeograf Emil Păunescu. Obiectivele sunt multe. Scopul principal însă al acestei asociații este acela de a încuraja permanent cercetarea istoriei locale prin organizarea acolo unde este cazul și menținerea unor muzee școlare, integrarea lor în circuitul național și internațional. Bă, pot da vestea bună, fiindcă din păcate publicul în general și intelectual în special nu prea sunt la curent cu producția editorială a Episcopiei Giurgiului, comparativ cu instituțiile laice de la noi de județ, la ora asta ei stau cel mai bine. Au o preocupare constantă și au apărut tot soiul de albume ale unor biserici monument, ale unor locuri cu tradiții și exemplul ăsta ar trebui să-i stimuleze și pe cei de la autoritățile civile, care, din diferite motive, stau foarte prost. Deci ăsta este județul care stă cel mai prost. Asta vă dau un scris. Nu în ultimul rând, problemele care apar în relația dintre școală și elevi pe de o parte sau dintre școală și părinți pe de altă parte au reprezentat subiect de discuție. Participanții la întrunire au mai evidențiat că este necesar ca societatea civilă să fie mult mai activă în discuțiile cu autoritățile locale.